Slăvit să fie în numele Domnului! Iubiți frați și surori, vorbind despre această semnificație a crucii Domnului Iisus Hristos, pentru că, dincolo de imaginea naturală a crucii, și indiferent cum ne-o imaginăm și cum este descrisă, crucea are două dimensiuni. Are o dimensiune verticală și are o dimensiune orizontală. Întreaga noastră relație cu Dumnezeu și viață de credință se bazează pe aceste două dimensiuni, verticala crucii și orizontala crucii. Nu acesta este subiectul pe care doresc să-l abordez în această seară, însă printre multele semnificații ale crucii, sacrificiul Domnului Iisus Hristos, altarul pe care a fost adus ca jertfă pentru mântuirea noastră, faptul că a fost atârnat între cer și pământ, apoi blestemul pe care îl reprezintă lemnul crucii, pentru că blestemat este oricine este atârnat pe lemn, este una dintre torturile cele mai îngrozitoare din istorie. Dincolo de toate aceste înțelesuri și semnificații, aș dori în seara aceasta să vă prezint crucea ca o barieră, ca o graniță, ca o separare între. Pentru că în viața noastră, crucea trebuie să reprezinte această delimitare a noastră de câteva lucruri. Crucea separă. Crucea Domnului Iisus Hristos desparte. Și sunt patru lucruri pe care aș dori să le menționez în această seară. Și gândindu-ne la crucea Domnului Iisus Hristos, să vedem în ea o graniță dincolo de care nu trebuie să trecem. În primul rând, crucea ne separă de păcat. Ne separă de păcat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni capitolul 2 de la versetul 11. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin crucea de la Golgota, Domnul Iisus Hristos a condamnat păcatul, nu numai că a fost condamnat pentru păcat, ci a condamnat păcatul din viețile noastre, dându-ne iertare și în același timp înnoindu-ne, pentru ca să nu mai păcătuim, spune Apostolul Pavel în Romani. Ce să facem acum? Ca să se înmulțească harul să păcătuim? Spune, nici de cum. Cum să mai păcătuim? Noi, care am fost înviați împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, păcatul intenționat, pentru că tot Pavel în Evrei, capitolul 10, vorbește despre păcatul cu voia, dacă păcătuim cu voia. Păcatul intenționat
nu face parte din viața credinciosului născut din nou. Păcatul intenționat face parte din viața ori a unui necredincios, nenăscut din nou, ori din viața unui om căzut. Vestea bună este că dacă cineva nu este născut din nou, chiar dacă ai frecventat biserica, chiar dacă ai fost botezat, e posibil să nu fi fost născut din nou. În seara aceasta, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos te poate înnoi și te poate separa de păcatul din trecutul tău. Dar dacă ai căzut, te poate ridica și te poate reabilita prin pocăință sinceră. Mă rog din toată inima ca Domnul să mântuiască suflete. Domnul să ridice suflete căzute. Nu lăsa pe Satana să te mintă că n-ai cum să scapi de păcat. Când crucea Domnului Iisus Hristos devine o realitate în viața ta și sunt mulți oameni care poartă crucea la gât, care, eu am adversitate față de cruce pentru că nu pot să uit, probabil pentru generația mai tânără nu e de înțeles lucrul ăsta. Preoții ortodoxi, înainte de a veni comuniștii, când îi prindeau pe frații noștri pocăiți, îi obligau să pupe crucea sau să-și facă semnul crucii. Și dacă refuzau, mâncau bătaie, băgau în pușcărie. Mulți dintre ei au suferit și au plătit și cu viață. Pentru că acești credincioși nu aveau semnul crucii la gât, nu și-l făceau cu mâna, crucea pentru ei avea niște semnificații profunde, practice de viață. Îi separa de păcat, păcatul din trecutul lor și păcatul ca acțiune prezentă. De ce, frați și surori, trebuie să luptăm până la sânge împotriva păcatului? Reproșul pe care Pavel îl făcea credincioșilor, în Evrei, capitolul 12, este: voi nu v-ați luptat încă până la sânge. Din sacrificiul Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să ajungem la concluzia că păcatul este o problemă de viață și de moarte, pentru că plata păcatului este moartea și l-a costat pe Domnul Iisus Hristos viața. Păcatul este o problemă gravă, păcatul este o problemă serioasă care trebuie rezolvată. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune că el este despărțit de păcătoși. Știți din ce cauză pe cruce? Domnul Iisus Hristos a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că Dumnezeu Tatăl, în momentul în care l-a privit pe Domnul Iisus Hristos, a văzut toate păcatele noastre aglomerate ca o povară de proporții infinite pe umerii Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam de multe ori ce zicea psalmistul, că răscumpărarea lor nu se va face niciodată, pentru că prețul păcatului este așa de mare că vor sta o eternitate în iad și vor plăti și nu vor reuși să acopere prețul. Păcatul costă așa de mult ca să fie plătit, încât numai infinitul îl putea plăti, numai Domnul Iisus Hristos. Și acum, odată ce El a plătit prețul pentru păcatele noastre și El declară că este despărțit de păcătoși, după cum Dumnezeu însuși s-a separat de Domnul Iisus Hristos când s-a încărcat cu păcatele noastre, ar fi teribil să păcătuim intenționat, să păcătuim cu voia
Și în felul acesta să punem o graniță între noi și Dumnezeu. Dacă nu punem granița între noi și păcat, granița va fi între noi și Hristos, între noi și Dumnezeu. Așa că vă rog frumos în această seară, haideți să hotărâm. Când vorbim despre crucea Domnului Iisus Hristos, să o așezăm ca o graniță de netrecut între noi și păcat. În al doilea rând, crucea Domnului Iisus Hristos nu numai că ne separă de păcat, ne separă de lege. În Efeseni capitolul 2, de la versetul 14, Scripturile spun că cel este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Care era zidul de la mijloc care îi despărțea? Și cine sunt cei doi? Atenție! Aici nu este vorba de om și de Dumnezeu. Aici este vorba de iudeu și grec. De iudeu și de neamuri. Dragii mei, problema legii era o problemă foarte serioasă, nu numai datorită faptului că îl condamna pe om și că era imposibil pentru firea pământească să se supună legii. Știu că în vremurile noastre noi dăm cu parul după lege și după legaliști. Nu, Biblia spune în Roman capitolul 7 că legea Domnului este desăvârșită. Dumnezeu a oferit legea. Dumnezeu nu avea cum să ofere omului ceva contaminat, păcătos, greșit, fals și rău. Legea Domnului este bună. Psalmistul laudă legea, se desfătează în lege. Problema legii este că firea pământească nu vrea și nu poate să îi se supună și omul a falimentat în fața legii. Dar noi neamurile am avut o problemă mult mai mare decât faptul că firea pământească nu se poate supune, falimentează în fața poruncilor legii. Problema este că nouă nu ni s-a oferit nici măcar legea și n-am avut nicio șansă. N-am avut făgăduințele legii, n-am avut promisiunile legii, n-am avut legămintele legii. Spune că am fost străini de toate lucrurile acestea. Și nu numai că nu le-am avut pe acestea, nu l-am avut nici pe Hristos. Noi n-am avut făgăduința mesianică. Nu ne-a spus-o nimeni până atunci. Generații de păgâni au murit fără să le facă cineva vreo promisiune. Vă aduc aminte de mesajul lui Iona pentru cetatea Ninive și cu toate astea oamenii ăia s-au pocăit și au întârziat pedeapsa lui Dumnezeu. Nu le-a oferit nicio șansă. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ei, noi neamurile trăiam sub blestemul națiunilor care n-aveau făgăduințe și legăminte sfinte. Și legea a stat împotriva lui Israel pentru că n-a respectat-o. Împotriva noastră cu atât mai mult a stat că n-am avut nicio poartă de intrare în relație cu Dumnezeu. Și auziți ce spune în continuare cuvântul Domnului, Efeseni 2 cu 15. După ce spune că a surpat zidul la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși, adică în Hristos, un singur om nou, făcând astfel pace. Versetul 16. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu. Cine sunt cei doi? Israel și neamurile. Într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia.
El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului! Ce s-a întâmplat? Granița între noi și Israel, care avea promisiunile, avea alegerea, avea făgăduințele, era legea. Ce a făcut crucea? A pus o graniță între noi și lege, ca legea să nu mai fie valabilă pentru noi. Care a fost cel mai mare păcat al iudaizatorilor? Au mers la bisericile dintre neamuri și Pavel vorbește aproape insultător la adresa lor. Îi numește scrâjilați, îi numește câini. Mai sarcastic, îi numește oameni speciali și aleși, prealeși. Ce au făcut? Au umblat printre bisericile instituite între neamuri și le-au predicat că trebuie să devină iudei. Și apostolul Pavel spune în Galateni, dacă îmbrățișați legea cu porunca tăierii împrejur, cu porunca sabatului, cu porunca mâncărurilor interzise, cu porunca sărbătorilor, cu porunca jertfelor de animale, îl faceți pe Hristos neputincios. El a împlinit toate aceste lucruri ca voi să nu mai trebuiască să le împliniți. Iată, crucea ne-a separat de lege. Și aici trebuie explicat puțin lucrul ăsta. Apostolul Pavel compară legea cu un bărbat. Un bărbat drept, dar nemilos. Pe noi ne compară cu o femeie care niciodată nu se poate ridica la nivelul pretențiilor acestui bărbat. Oricât de mult ar încerca. Citiți să vedeți în Roman capitolul 7. Și întrebarea retorică a apostolului Pavel este: ce șanse are această femeie? După lege, femeia este legată de bărbatul ei atâta vreme cât el trăiește. Și atunci femeia trebuie să stea cu mâinile încrucișate și să aștepte să-i moară bărbatul. Avem o problemă. Legea lui Dumnezeu e un bărbat care nu moare. E veșnică! Femeia este condamnată. Citiți cu atenție, vă rog frumos, luați-vă timp și citiți Roman capitolul 7. Și ascultați explicația aceasta, pentru că este foarte importantă ca să înțelegem cum ne-a izbăvit Dumnezeu de lege. Ce șanse are femeia? Bărbatul acesta, drept, corect, nu-i poate reproșa nimic, nu poate să spună: tu ești un bărbat rău, pretențiile tale sunt absurde. Nu e adevărat, pretențiile bărbatului sunt drepte, principiile bărbatului sunt corecte, pretențiile pe care le are la femeie sunt normale. Și cu toate astea, acest bărbat nemilos, intransigent, are pretenții prea mari pentru această femeie. Ea nu se poate raporta. Ea nu poate să împlinească toate aceste pretenții.
și e legată prin legământ de acest bărbat pentru tot timpul vieții lui. Și bărbatul ăsta reprezintă legea care n-are sfârșit, care nu moare niciodată, care e veșnică. Și atunci vine apostolul Pavel și explică care este soluția. Pentru ca această femeie să nu rămână de pururea sub incidența acestei legi nemiloase care o asuprește și căreia nu îi se poate supune sub nicio formă. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Roman 7, de la versetul 1. Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Că și femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos n-a murit legea. Prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea. Soluția femeii nu este să moară legea, că nu moare niciodată. Soluția femeii este să moară ea. Și prin moartea Domnului Iisus Hristos, noi am fost chemați să murim. Crucea lui Hristos nu e doar pentru Hristos. Crucea lui Hristos e pentru tine. Acolo să-ți răstignești firea pământească, omul cel vechi și faptele păcătoase. Și când ai făcut lucrul ăsta, ai scăpat de bărbatul acesta intransigent. Pentru că bărbatul are drept asupra ta câtă vreme trăiești. El nu moare, că e veșnic. Tu trebuie să mori. Și ascultați, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Acum apare al doilea bărbat. Bărbatul dinainte de moartea ta este legea, la care nu te-ai putut supune, pe care n-ai putut să o satisfaci, cu toate jertfele, cu toată tăierea împrejur, cu toate sabatele, cu toate lunile noi și sărbătorile. Știți ce făceau oamenii? Veneau, le respectau și le calca din nou. Și acum a venit vremea să murim. Să moară firea pământească, să moară euul. Să fim răstigniți împreună cu Hristos pe cruce. Și dacă murim pe crucea lui Hristos față de păcat. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege. Eram ca niște copii neastâmpărați. Dacă vrei să-l faci pe copilul tău să facă vreo prostie, spune-i ce să nu facă. Mai bine nu-i bagi în cap lucrul respectiv. Poate nu știe de el. Poate n-are habar, poate n-are idee. Când i-ai spus, Georgel, să nu te sui acolo. Nici prin cap nu-i trecea să se sui. I-ai dat o idee. Acolo o să se suie. Ei, pentru firea pământească, rea, căzută, urâtoare de bine și de Dumnezeu, tot ce a spus Dumnezeu, să nu faci cu tare lucru, firea aia, zis, bună idee. Patimile păcatelor atâțate de lege, instigate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Versetul 6. Dar acum am fost izbăviți de lege, că am murit împreună cu Hristos, și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou
iar nu după vechea slovă. Vechea slovă era scrisă afară pe table. Cea nouă este scrisă într-un duh nou, într-un om născut din nou, în inimă. Mărit să fie numele Domnului! Crucea Domnului Iisus Hristos ne-a salvat de bărbatul acesta intransigent, bun, dar imposibil de mulțumit. Și când ființele noastre au fost transformate prin har, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată ne mirăm noi de noi. Lucrurile care altă dată ne plăceau, le doream, acum le urâm. Și trebuie să fac distinția aceasta între căderea unui om nenăscut din nou și căderea unui om născut din nou. Când un om nenăscut din nou cade, el se ascunde, se justifică și își programează să cadă din nou. Când un om născut din nou sau în care lucrează harul pocăinței, alunecă, îl mustră conștiința, îl torturează conștiința. Exact ca un copil cu minte. Doi copii merg pe stradă, cad amândoi într-o baltă. Unul rămâne acolo și se bălăcește. Altul fuge acasă, plângând. Și cum ajunge, spune: mama, am căzut din greșeală, am alunecat. Nu știe cum să-și dea hainele murdare mai repede jos de pe el, să le dea la spălat. Separarea de lege este foarte important să înțelegem, frați și surori, că atunci când am intrat sub har, dacă călcăm în picioare principiile harului, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă zidim înapoi lucrurile pe care le-am dărâmat, ce am dărâmat? Am dărâmat întăriturile păcatului din viața noastră. Dacă le rezidim, atunci Dumnezeu ne aruncă înapoi sub lege. Ne aruncă înapoi sub lege. Și intrăm în acea tragedie a opresiunii, a rupiei, de care nu putem scăpa niciodată, și dar e condamnarea, finarea, este moartea, moartea. Iată, deci, să ne ajute, să rămânem în har. Și crucea Domnului să scolească o graniță de netrecut între noi și lege, pentru că făgățele lui Hristos sunt mai bune decât făgăduințele lege, ne-a spunea apostolul Pavel în Galateni. Iată, dar, separarea de păcat, separarea de lege. În al treilea rând, separarea de sine. Cel mai mare dușman al nostru, de multe ori, suntem noi înșine. Ia auziți ce spune în Marcu, capitolul 8, versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Există această pretenție a sinelui de a fi băgat în seamă, de a ține cont de el. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, trebuie să te lepezi de el. Singura care poate pune o barieră între tine și eul tău și dorința ta de a fi pe primul loc, de a fi satisfăcut, de a fi împlinit. Dragii mei, credința noastră, venirea noastră la biserică, slujirea noastră nu e despre noi, e despre Domnul.
Ce înseamnă să-ți pierzi viața din pricina Domnului? Înseamnă să renunți la ceea ce înseamnă viață din punctul de vedere al firii pământești. Îndeletnicirea cu disciplinele spirituale și nu cu disciplinele firii pământești. E un război permanent între firea pământească și Duh. În momentul în care alegi lucrurile Duhului și nu lucrurile firii, asta înseamnă a te lepăda de tine însuți. Asta înseamnă când crucea devine bariera, când devine granița între tine și tu însuți. Pentru că atunci când te-ai lepădat de tine însuți, ai îmbrățișat viața veșnică. Cine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, asta înseamnă și să fii gata să mor pentru Hristos dacă trebuie. O va mântui. Unul dintre marile obstacole în calea vieții noastre de pocăință suntem noi înșine. Eu mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu nu numai să nu fim noi pe primul loc, ci pur și simplu să nu fim deloc. A te lepăda de tine însuți înseamnă a renunța la tine însuți. De câte ori, de dragul firii pământești, pentru că îi împlinim pretențiile, nici nu mai zic poftele, nu ne putem ruga, nu putem citi scripturile. De ce? Pentru că nu ne-am lepădat de firea pământească. Este o luptă foarte mare. Vedeți, în conceptul nostru de credință, când spunem să ne lepădăm de păcat, să ne lepădăm de lucrurile rele, să ne lepădăm, parcă înțelegem, da, da, sigur că da, sigur că da. Însă dacă nu ne lepădăm de noi înșine, nu ne putem lepăda de niciunul din celelalte lucruri, că ele fac parte din natura noastră. Iată de ce Biblia spunea, omorâți mădularele voastre. Asta nu e vorba de o sinucidere fizică. Ce înseamnă să omori mădularele tale? Să omori firea ta pământească cu pretențiile ei. Firea pământească vrea să te ducă în locuri care nu sunt ziditoare. Vrea să te facă să faci lucruri care nu fac parte din maturizarea, procesul maturizării și creșterii tale spirituale. Separarea de păcat, de lege, de sine și în al patrulea rând, crucea este granița între noi și lume. Separarea de lume. Galateni 6:14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Există două dimensiuni ale lumii aici. Lumea din noi și lumea din afara noastră. Lumea din noi trebuie răstignită. Prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos, vă rog să afișați din nou Galateni 6:14. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Acum eu nu pot să pun toată lumea pe cruce. Nu mă pot duce afară să pun lumea cu toate magazinele ei, cu toate prostiile ei, cu toate nebuniile ei, să o răstignesc eu. Dar există această lume, aplicațiile ei există în firea mea pământească. Cum răstignesc eu lumea? Răstignesc lumea din interiorul meu. Ce fac cu lumea din afara mea? Mă răstignesc eu față de ea. Lumea din lăuntru trebuie răstignită. Față de lumea din afară mă răstignesc eu. Și nu există nicio forță care să vină și să mă separe de Dumnezeu.
Că Biblia zice, am fost strămutați din împărăția întunericului, care e lumea, în împărăția fiului dragostei sale. E un act de brutalitate. Răstignirea este un act brutal. Lumea din tine trebuie răstignită, țintuită, omorâtă. Față de lumea din afară, trebuie să te răstignești pe tine, mădularele tale, cârligele firii tale pământești de care se leagă lasourile celui rău. Pentru că așa spunea Domnul Iisus, iată vine stăpânitorul veacului acestuia, el nu găsește nimic în mine. Ispitele, tentațiile nu vor găsi nimic în tine atunci când ai răstignit lumea din tine. Și niciodată lumea din afară nu va putea avea o influență asupra ta atunci când tu ai murit față de ea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dimensiunea aceasta a crucii este mai mult decât ceva spiritual, este ceva practic, de practicat în fiecare zi. Crucea Domnului Iisus Hristos este o graniță care se pune între noi și păcat, între noi și lege, între noi și noi înșine, între noi și lume. Pentru ca să trăim doar pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă nu vom pune aceste granițe, le vom pune între noi și Dumnezeu. Și Biblia spune că păcatele noastre, toate lucrurile acestea care generează ceea ce este rău în viața noastră, noi înșine, lumea, legea care prin interdicțiile ei ne ațâță, ca pe niște copii netrebnici și năzdrăvani, dacă nu vom pune graniță între noi și toate aceste lucruri, vom pune graniță între noi și Dumnezeu. Și zidul acesta este un zid de vrășmășie. Și mă rog din toată inima în seara asta, haideți să ne ridicăm în picioare. Venim înaintea Domnului în mod sincer să spunem, Doamne, îmbrățișez crucea Ta. Vreau crucea Ta, vreau să facă parte din viața mea în permanență, să fie linia de demarcare, bordura, granița care mă separă de tot ceea ce mă înfășoară, îmi pune piedică, este un obstacol în a te sluji pe tine într-un duh nou, în duhul nașterii din nou. Ne rugăm cu toții în timpul acesta, rog pe fratele Benisocaciu să vină aici și la încheiere va face o rugăciune de mulțumire. Ne rugăm cu toții.